sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. După două zile de căutări intense, copilul de 6 ani de la Hâncești încă nu a fost găsit. Mama acestuia roagă disperată să îi se aducă băiețelul înapoi, iar tot mai mulți oameni se implică în operațiunile de căutare. Iar un caz nefericit a avut loc într-un sat din Glodeni, unde un copil a scăpat toporul peste mâna fratelui mai mic. Băiețelului au fost amputate două degete. Asistenții a doi deputați au fost testați pozitiv cu coronavirus. În același timp, fracțiunea PPDA a anunțat că membrii săi nu sunt bolnavi și că cere mâine să aibă loc ședința Parlamentului. După 48 de ore de căutări, micuțul de 6 ani de la Hâncești este de negăsit. Îl caută sute de persoane, așa cum implicați au fost nu doar oamenii legii, ci și vânători, pescari sau automobiliști care cutreieră cărările cu mașini de teren. Între timp, primarul spune că oferă recompensă de 300.000 de lei dacă Beniamin este adus viu și nevătămat. Mama băiețelului dispărut cere disperată ajutorul oamenilor. Vă rog frumos, chiar dacă l-ați adăpostit și vă este frică să nu aflăm, lăsați-l să plece ca să-l putem găsi. Cei care îl văd, sunați la 112. Este apelul pe care femeia l-a făcut pe internet. Sunt deja mai bine de 48 de ore de când ea nu mai știe unde se află Beniamin. Lumea caută, băiatul încă nu a fost găsit. S-a deschis un dosar penal, mă ating pirăpire, dacă nu mă greșesc, și zona este încercuită. Casa familiei se află în preajma unei păduri, prin urmare căutările s-au extins și în zona forestieră. Mașini de teren au cutreierat drumurile în căutarea copilului până la miezul nopții. Azi, în jurul orei 7 dimineața, căutările au fost reluate, fără rezultat deocamdată. Sute de oameni s-au mobilizat. Aseară a fost adusă și o clarvăzătoare care ar fi spus că copilul este nevătămat. Lua băietul cu scopul de a spăria familia. Asta e cel puțin o versiune, nu se știe dacă e adevărat sau nu e adevărat. Și au spus așa, că băietul cum a dispărut, așa se apară înapoi și degeaba îl căutați. El e cu dânsul tot normal, tot e viu, tot e bine. Tot aseară a fost găsită o pereche de șlapi roz. Ulterior s-a dovedit însă că ei nu aparțin copilului. Părinții au confirmat că șlapii nu s-a copilului, adică el nu era așa șlapi. În cele 42 de ore de căutare au fost antrenați peste 100 angajați ai poliției și poliției de frontiere. Atât serviciul chinologic cu implicarea câinilor, cu aplicarea dronelor, peste 50 de persoane voluntari din cadrul societății civile. Oamenii legii au pornit un dosar penal pentru răpire. Potrivit acestora, în țara noastră, aproape zilnic dispare câte un copil. Pe parcursul a 4 luni, 2020, poliția a fost sizată în 307 cazuri privind dispariția copiilor. 295 copii au fost identificat locul aflării și au fost reîntoși în familie. Primarul de Hâncești a anunțat că oferă 300.000 de lei recompensă dacă băiețelul va fi adus viu și nevătămat. Copilul a dispărut acum două zile. El purta un tricou galben, pantaloni verzi și șlapi roz. De înălțarea Domnului, enoriașii au uitat de interdicții și au intrat în Catedrala Metropolitană să asculte slujba. S-a permis oamenilor în interior și cum a fost marcată sărbătoarea în altele case, aflați în continuare. Doi angajați ai Parlamentului sunt infectați cu COVID-19. Este vorba despre asistenta lui Alexandru Slusar, dar și de consilierul lui Vlad Bătrâncea. Informația a fost confirmată chiar de Slusar, care susține că asistenta sa se simte bine. În același timp, vicepreședintele Parlamentului spune că fracțiunea parlamentară PPDA iese din izolare, întrucât toate testele la COVID-19 ale deputaților au fost negative. Slusar cere ca ședința Parlamentului să aibă loc cât mai curând. Parlamentarii au fost trimiși în carantină după ce Democratul Eugeniu Nichiforciuc a fost testat pozitiv. Ulterior și un ales socialist a aflat că are coronavirus. Este vorba despre Vladimir Mâzdrenco. Reprezentanții Horeca, comercianții, dar și alți oameni de afaceri au ieșit din nou la proteste în fața executivului. De această dată însă nu s-au lăsat duși cu una, cu două. Ce s-a întâmplat, ne spune colega noastră Daniela Andreev. Daniela, bună ziua!
Bună ziua, Tatiana, bună ziua, doamnelor și domnilor, reprezentanții businessului mic și mijlociu și mai exact comercianții de la Calea Basarabiei sau alte piețe din Chișinău, dar și oamenii care lucrează la diferite centre comerciale din capitală au venit astăzi în fața guvernului ca să ceară să le fie respectat dreptul la muncă. Aceștia susțin că nu mai au resurse din ce să trăiască, iar unii din ei sunt nemulțumiți că odată ce li se permite din 1 iunie să vină la muncă, li se cere să achite chiria pentru cele 3 luni în care nu au activat, iar ei susțin că nu au bani de unde să plătească aceste sume destul de mari de bani. Oamenii s-au adunat aici de dimineață, dar au stat deja câteva ore și nu s-au lăsat alungați nici de ploaie. Au scos umbrelele și așteaptă în continuare ca cineva din reprezentanții guvernului să iasă și să vorbească cu ei. O parte din protestatarii așteaptă în continuare afară, în ploaie, iar o parte a intrat în clădirea executivului și a vorbit cu oamenii de la PAZ ca să cheme pe cineva din executiv ca să vorbească totuși cu ei. Deocamdată nu au primit niciun răspuns. Acestea au fost informațiile deocamdată. Cu mai multe detalii vom reveni în jurnalele următoare. Tatiana? Daniela, îți mulțumesc. Doi moldoveni au mai pierdut lupta cu coronavirusul. Este vorba despre doi bărbați de 62 și 77 de ani. Ambii sufereau și de alte maladii, anunță autoritățile din sănătate. Astfel, numărul deceselor ajunge la 276 în țara noastră. Ieri, 232 noi îmbolnăviri au fost confirmate. Un număr îngrijorător, având în vedere că mai multe restricții au fost anulate, iar piețele se vor redeschide de luni. În total avem 7537 de cazuri de COVID, dintre care 1545 în sistemul de sănătate. S-au vindecat până acum 4123 de oameni. Europa pare să fi depășit momentul critic al pandemiei, cifrele sunt în scădere peste tot, iar statele iau măsuri de relaxare în ritm accelerat, chiar dacă nu o fac la unison. Slovacia, Ungaria și Cehia au deschis ieri frontierele comune, iar cetățenii celor trei țări pot circula liber de o parte și alta a graniței. Și Rusia se pregătește să relaxeze restricțiile. La Moscova, oamenii vor putea ieși la plimbare, conform unui grafic. Moscova este gata să redeschidă magazinele, altele decât cele alimentare, curățătoriile și magazinele de reparații începând cu 1 iunie, pe măsură ce începe să ridice o parte din restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Și одновременно сказать: "Ну давайте теперь гуляем, как хотим, где хотим, сколько хотим". Я просто боюсь, что на улицах Москвы будет, ну, примерно как на первомайской демонстрации. Это, ну, такая очень непростая мера. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, выходить на прогулки. Acum rușii pot să iasă din casă doar dacă merg la muncă și trebuie să prezinte un permis electronic în acest sens. Parcurile sunt închise pentru public, iar pentru plimbatul pe străzi riști să fie amendat. În toată Europa, autoritățile încearcă să ia din timp măsuri de precauție pentru a preîntâmpina un posibil al doilea val. Cu cât se apropie mai mult data de 3 iunie, ziua în care ar putea fi permise călătoriile între regiunile italiene, cu atât crește presiunea pe care destinațiile tradiționale ale turiștilor din Italia o fac asupra guvernului. Astfel, Sardinia și Sicilia, care au avut o rată mică de contagiune, cer un pașaport de sănătate pentru a-i proteja atât pe turiști cât și pe gazde. Între timp, Slovacia, Cehia și Ungaria au ajuns la un acord și au reluat ieri traficul transfrontalier la granițele comune. Jedu do Kutu na poštu, poslat poštu a za dvou mi zákazníky do Bratislavy. No, veľmi sa tešíme, najmä tí, čo máme rodiny, takto v pohraničných krajinách, takže za mňa dobre. Începând de ieri, cetățenii celor trei țări pot să treacă frontierele comune fără să fie nevoiți să petreacă 14 zile în carantină obligatorie, doar dacă revin în țara de origine în mai puțin de 48 de ore. Pe 15 mai, Estonia, Lituania și Letonia și-au deschis reciproc frontierele. Pe acest model, mai multe grupuri de țări care consideră că țin pandemia sub control plănuiesc să creeze așa numitele bule de călătorie. Granițele externe ale Uniunii Europene rămân închise cel puțin până pe 15 iunie. În Germania, oamenii de afaceri cer să fie deschise cel puțin parțial frontierele pentru a-și putea relua activitățile. La Berlin a avut loc ieri un protest al agențiilor de turism care organizează excursii cu autocare. They say that closed European borders and the fact that very few people are traveling right now is simply killing their industry. They say in Germany alone, for two of us operating
200,000 jobs are at stake. Statele Unite au depășit ieri pragul de 100.000 de morți din cauza noului coronavirus, un bilanț net superior celorlalte țări ale lumii. În cel puțin 14 state americane, numărul de cazuri noi continuă să crească, dar sunt și regiuni în care sunt tot mai puțin bolnavi noi care ajung în spitale. Fără dubii, America Latina este noul epicentru al pandemiei de coronavirus. În Peru, Ecuador, dar mai ales în Mexic și Brazilia, cifrele cresc amețitor de la o zi la alta. Joaca cu un topor a doi frați dintr-un sat din Glodeni s-a încheiat tragic. Ce s-a întâmplat, ne spune colega noastră, Liuba Flămădeală. Liuba, bună ziua! Bună ziua, Tatiana, bună ziua tuturor! Potrivit bunicilor, tatăl copiilor a terminat de tăiat lemne în fața porții și le căra în curte. În acest timp, cei doi frați cu vârsta de 10 și 6 ani au luat toporul să se joace. Cel mai mare a vrut să despice o bucată de lemn, iar în acel moment mezinul a întins mâna. Lama toporului i-a tăiat degetele. Acesta a fost transportat de urgență la un spital din capitală și a fost supus unor intervenții chirurgicale. Totuși, au fost amputate două degete ale mâinii stângi. Mama copiilor este plecată peste hotare la muncă, așa că cei doi se află în grija bunicilor, dar și a tatălui. Fratele cel mare este în stare de șoc după cele întâmplate. Acestea au fost informațiile. Tatiana? Liuba, îți mulțumesc! Așteptată cu sufletul la gură, chiar și de președintele american, lansarea navetei SpaceX a fost amânată. Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. Vremea a fost cea care le-a jucat festa, iar când va da loc o nouă tentativă, vă spunem în jurnal. Compania Via Invest anunță că judecătoria Chișinău a respins inițierea unui proces de declarare a insolvabilității. A fost restituită cererea Autorității Aeronautice Civile în acest sens, iar instituția spune că va decide curând acțiunile viitoare. În același timp, compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău susține că va investi alte 170 de milioane de euro pentru modernizarea aeroportului. Reacția vine după ce ieri Agenția Proprietății Publice a anunțat că dosarul va rămâne pe rol pentru că Via Invest nu a executat lucrări de aproape 9 milioane de euro stabilite în programul investițional. Pe lângă asta, mai trebuie să achite un prejudiciu de 500.000 de euro. Administrația aeroportului susține că și-a achitat toate datoriile. La 40 de zile de la Paște, astăzi spunem, Hristos s-a înălțat. Creștinii sărbătoresc înălțarea Domnului sau ispasul, cum îi se mai zice în popor. Slujbe au fost oficiate în curțile bisericilor, nu însă și la catedrală, unde oamenii au fost primiți în interior, astfel fiind încălcate regulile impuse de autorități. Nici responsabilii de la mitropolie și nici cei de la guvern nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu. Dimineața oamenii se adunau la liturghia oficiată la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. Cei veniți își puneau măștile de protecție la intrare, iar în interiorul lăcașului s-a creat aglomerație. Responsabilii de la mitropolie nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu, asta în timp ce autoritățile au interzis clar prezența enoriașilor în biserici. Aceștia pot sta doar în curte, respectând măsurile de protecție. Azi a făcut o colonuntru, după cum am înțeles, că e o plouat. Dar de 8 trebuie să o facă afară. Oamenii vin la biserică să roagă, mulțumesc Dumnezeu și primesc sănătate și bucurie în toate. Este multă lume, nu știu, în interior. Nu este multă. Nu, cum este, normal. În anii trecuți, de exemplu, erau mai mulți oameni. Mai mulți, da. Nici responsabilii de la guvern nu au fost de găsit pentru o reacție. Unii, totuși, nu au riscat să intre în biserici, așa că au ascultat slujba de afară. Spun că nu contează unde te rogi, atâta timp cât o faci din suflet. Dumneavoastră, de ce stați afară, nu intrați în interior? Nu vreau pânci. Nu știu. Sunt multe lume acolo și nu vreau. În cauza pandemiei? Da. Astăzi Domnul s-a anunțat 40 zile după Paște. Foarte multă lume. Frică nu mi-e, dar e foarte cald. Foarte cald de la lumânări. Situația era diferită la Biserica Sfântul Dumitru din sectorul Botanică. Clericii s-au mutat pe pragul bisericii, iar 10 de oameni s-au adunat în curte. Vine lumea
poate să îi se roage. O soră bolnavă m-a rugat pentru ea, pentru familia noastră, pentru toate rudele care sunt. Oamenii au făcut rând în fața preotului și s-au împărtășit, iar după fiecare enoriaș, clericul dezinfecta lingurița. V-ați împărtășit? Nu m-am împărtășit. Această bătrână ne-a povestit că nu a ieșit de 3 luni din casă. A venit să se roage pentru sănătate, dar și pentru ca pandemia să treacă odată. Viața asta atât e de scumpă și atât e de scurtă. Ca să ne ajute să ieșim din impasul ăsta. Câte nu dată ești capul nostru? Ce se așa, dar infecția e asta. Înălțarea Domnului sau ispasul se sărbătorește la 40 de zile după Paști. Anii trecuți enoriașii veneau la biserică cu ouă roșii și cozonac. De astăzi și până de Rusalii, creștinii se salută cu Hristos înălțat. Iar acum o informație de ultimă oră. Băiețelul de 6 ani de la Hâncești a fost găsit mort. Cel puțin așa a anunțat primarul cu puțin timp în urmă. Cu detalii vom reveni în jurnalul de la ora 17. Europa a dezvăluit un plan de 750 de miliarde de euro pentru relansarea economiei, care s-a prăbușit la fel ca cea a întregii lumi din cauza pandemiei. Italia și Spania, lovite grav de virus, sunt principalii beneficiari. Programul european de recuperare se lovește însă de reticența câtorva state membre, mai puțin afectate de coronavirus, care ar fi preferat să susțină economia UE numai prin împrumuturi și nu prin subvenții. Programul numit Next Generation EU de 750 de miliarde de euro este orientat spre redresarea economică post-pandemie și conține un pachet de instrumente care vor ajuta Uniunea Europeană să își pună economia pe picioare după criza provocată de COVID-19 care a înghețat întreaga activitate a continentului european. The money will be raised by temporarily lifting the own resources ceiling to allow the Commission to use its very strong credit rating to borrow money on the financial markets. This is an urgent and exceptional necessity for an urgent and exceptional crisis. Next Generation EU va strânge banii prin emisiuni de obligațiuni ale UE, o premieră în istoria Uniunii Europene. Împrumuturile acordate statelor din acest buget vor fi rambursate de statele membre în perioada 2028-2058. It goes alongside the 3 safety nets of 540 billion euro already agreed by Parliament and Council. And in sum, this would bring our recovery effort to a total of 2.4 trillion euro. Țările europene urmează să primească 500 de miliarde sub formă de ajutoare nerambursabile și 250 sub formă de împrumuturi. Italia este așteptată să recupereze 172 de miliarde de euro, Spania 140 și Franța doar 38 de miliarde de euro. Răspunsul Comisiei Europene pare să fie pe măsura magnitudinii crizei anunțate. Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a anunțat că Europa a depășit scenariul moderat și se îndreaptă spre cel sever. Economia zonei euro ar putea scădea între 8 și 12% anul acesta. Rămâne de văzut dacă acest pachet de ajutor va întruni consensul statelor membre și al Parlamentului European în timp util pentru a fi eficient. Proiectul Comisiei Europene va figura pe ordinea de zi a următorului summit european din 18-19 iunie. Negocierile ar putea să dureze deoarece Olanda, Danemarca, Austria și Suedia preferă să sprijine economia UE doar prin împrumuturi, nu și cu subvenții, în timp ce von der Leyen propune un plan care le implică pe ambele. NASA și SpaceX au amânat mult așteptată lansare istorică a navetei către Stația Spațială Internațională din cauza vremii proaste. Cu doar 17 minute înainte de lansare, astronauții au fost anunțați că nu mai decolează. O nouă tentativă urmează să aibă loc sâmbătă seara. Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. Capsula Crew Dragon, propulsată de racheta Falcon 9, ambele construite de compania SpaceX, deținută de Elon Musk, urma să decoleze aseară la ora 23:33, ora Moldovei, de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, cu destinația Stația Spațială Internațională. Acolo ajunsese deja și președintele Donald Trump împreună cu soția.
capsula cu doi astronauți NASA la bord urma să decoleze de pe aceeași platformă care a trimis primul om pe lună în 1969 și de unde a plecat și ultimul zbor spațial american în 2011. În acel an au fost oprite misiunile navetelor spațiale și de atunci astronauții americani au ajuns în spațiu cu rachete rusești. Până acum, doar 3 țări din lume au trimis rachete cu echipaj uman în spațiu, Rusia, Statele Unite și China. Dacă operațiunea ar fi avut succes, ar fi fost pentru prima oară când o companie privată ar fi trimis oameni în spațiu. Compania a testat o capsulă în urmă cu un an când a transportat echipamente către stația spațială. Ea a fost distrusă accidental în timpul unor teste la sol, ceea ce a întârziat considerabil eforturile de a trimite și un echipaj în spațiu. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Ne revedem la știrile de la ora 17. Până atunci, o zi frumoasă!